Poezia în Grai are drept scop conservarea graiului bănățean, ceea ce este și scopul festivalului în Grai bănățean de la Torac, ajuns la cea de-a cincea ediție. Prin poezii, bănățenii, conștienți de patrimoniul cultural pe care îl au, se străduiesc să-l transmită așa cum l-au moștenit și urmașilor. Bucură faptul că s-au prezentat foarte mulți copii de la noi, din Uzlin, din România, și că acest grai merge mai departe. La fel au fost prezenți și câțiva creatori, adică poeți în grai bănățean, și că toate au dus la bun sfârșit cu convingerea că graiul bănățean își duce rădăcinile neamului mai departe. A continuat apoi ediția 15-a Festivalului de Satiră și Umor Sătesc, FESUS, la categoria copii. Premiul Clopoțelul de Aur a fost înmânat Selenei Bobeică din România. Mi-a plăcut foarte mult acest festival, e foarte pregătit, frumos, mi-au plăcut foarte mult copiii și sper să mai vin și anul viitor. Marele premiu al festivalului Ion și Maria aparține grupului Electroband din Torac. Premiul Ventila Agraru lui Ionel Lazar din Ovcea, iar țeapa lui Ionel Stoiț și Simona Giuchici din Torac.